Sponsor Auchan. Sponsori Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii Catena. Pis? Pis, Florica, pis? Pis? Ia uite, bă, pierdui tigroaica la București. Că pe asta nu mai o grădină zoologică, mai poate să o țină închisă. Hristos a înviat! Domnul dirijor, pot să vă pun o întrebare? N-ați văzut cumva o muiere cu față de pisică și comportament de jder? Ce vrei, mă? Ce vrei? Ia. 2, 3, 4, ce faci, fă acolo? Floro! Aoleu! Aoleu! Ne scuzați, doamna orchestră, vă rugăm frumos. Pleacă-o, fă de acolo. Revin imediat, revin imediat. Stați cu mine, să nu plece niciunul. Floro! Ce? Fă-mi coace, n-auzi! Pe română. Ce faci acolo? Ce cauți acolo? Mai eram și eu acolo, eu când la țambal. Am aranjat și eu cu dirijorul să mă angajeze țimbalistă la țambal. Pe tine? Pe mine, dar pe cine? Că doar nu pățu gurlanca. Că aia nu știe să cânte nici la frunză. Dar tu știi? La frunză, da. La țambal, nu. Dar n-apucai să-i spui dirijorului. Și ce vrei? Să-i surprinzi pe bieți oameni în direct? Păi dă, domnule, și cu tine de toți pereții. Na, domnul Grigoraș. Da. Grigoraș nu are treabă cu mine, nu are treabă cu concurenții. Și oricum ne cunoaștem din sezonul trecut și să știi că este înnebunit după mine. Bine, o iubește mai mult pe sor mea, Tăsica, că e italian. Da, da, apropo, ce-a făcut Tăsica? A reușit să plece în Italia la cules de căpșuni? A reușit, dar nu în Italia la cules de căpșuni, la Bide, la cules de cartofi. Hai, Floro, hai să mergem acasă. Nu, mă, nu vreau. Nu, hai mai bine să mergem în backstage. Să ne ocupăm de concurenți, că și așa n-are cine. Dacă nu-ți convine, plecăm frumos la casă. Da, hai să vezi tu cum e. Bine, fă, bine, mergem, cu o condiție. Ne. Să mă las să spun un căluș la gură și să te leg cu sfoara asta. Ai înțeles? Căluș? Da, căluș. Se rezolvă. Maestre, un căluș la fata, se poate? Doamnelor și domnilor, Juliana Tudor! Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor, și Hristos a înviat, vă spun și eu. Petrecem din nou împreună prima zi de Paște. Vedeta populară se întoarce în casele dumneavoastră cu sezonul al nouălea. Este o nouă experiență, un nou început. Și în mod excepțional avem și o nouă regulă aici la emisiunea noastră. La finalul celor 7 ediții preliminare, concurenții care se vor plasa pe locul al doilea vor primi o nouă șansă, aceea de a se califica în semifinale. Numele lor vor fi introduse într-o urnă și în urma unei trageri la sorți, unul dintre ei va mai primi o șansă, aceea de a-și urma drumul la vedeta populară către semifinală. La finalul sezonului însă, unul singur, după cum bine știți, va câștiga titlul de vedeta populară și marele premiu, vă reamintesc, de 100.000 de lei. Este oferit și de această dată de sponsorul principal al emisiunii, Catena Farmacia Inimii. Le mulțumim foarte mult pentru că ne sunt alături și de această dată. Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar mie mi-a fost tare-și dor de juriul de la vedeta populară. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să vi-i prezint în această seară. Grigore Leșe, bună seara! Bună seara! Elize Stan, bună seara! Bună seara! Niculina Stoican, bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cornelia Rednic! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și Bogdan Mihai Simion! Bună, Iliana! Bună seara! Dați-o o secundă! O așa. Secundă! Mă scuzați că vă întrerup. Ce faci? Mă, frumoasă e și în sezonul ăsta. Dă-te încolo, chiar așa. Te ții numai de siluete și de... Iată-mă, vreau să-l pun pe Grigore. A, nu se putea. Încă de la început, domnule Leșe. Frumos, nu mă obturați. Așa, așa, așa. Vă rugăm frumos.
Da. Să le lăsăm momentul. Poate știu că ți-a fost dor de mine. Da. Da, zi mie. Mă face de rușine muierea asta mea de tot. Dumnezeu, dacă e să fiu cinstit cu dumneavoastră, mie nu mi-a făcut niciodată așa. Să o văd pe floarea mea că alergă după mine să zică vino băncoasă, te pup că nu te-am mai văzut de mult, pe cred că m-aș lua mașină drăgostia a doua oară. Ia uite ce face. Toate bune! Hai să fie cu noroc și sezonul ăsta! Hai! Mulțumim, Floarea și Gheorghe în culise, în sezonul nou. Mă bucur foarte mult că ne sunt alături cele două personaje bine cunoscute dumneavoastră de la Odată în Viață. Așadar, concurenții vor intra pe mâna lor acolo în backstage. Vă rog să-mi permiteți să urez bun venit membrilor Orchestrei Ansamblului Folcloric Maria Tănase, dirijor Nicolae Drăghia, manager Niculina Stoican. Bun venit, domnilor! Vă doresc succes în această seară și vreau să fac o mulțumire specială primăriei municipiului Craiova, doamnei primar Lia Olguța Vasilescu, pentru sprijinul acordat în legătură cu prezența domniilor lor aici. Mulțumim foarte mult! Concursul, dragii mei, începe cu prima probă. Concurenții vor interpreta o piesă din zona pe care o reprezintă. Am spus încă de la început că acest sezon stă sub semnul unei noi șanse. La doar 17 ani, prima concurentă are toată viața în față. Pentru a înțelege mai bine cât de importantă este muzica pentru ea, vă spun doar atât. Întreaga familie s-a mutat de la Videle, la București, când Ali, cum îi spun prietenii, a intrat la Colegiul Național de Arte din Ulipati. Să aflăm mai multe despre Alexandra Bălărean. Eram la grădiniță și doamna m-a pus să cânt. Doamna învățătoare m-a pus să cânt o melodie la serbare și a descoperit că am talentul ăsta de a cânta. Și a spus mamei, iar mama, după câțiva ani, m-a trimis la Școala Populară de Arte din București și a făcut naveta cu mine foarte mult timp. S-a ghinuit foarte mult cu mine. Ulterior și-au luat apartamentul în Bucureștii mei ca să vin la liceu, să fac liceul aici, să-mi urmez visul. Mă uitam la televizor, butonam televizorul, eram cu mama e, și am văzut acolo vedeta populară. M-am uitat și am văzut că erau diferiți concurenți care veneau și îmi plăcea foarte mult. Și am zis, când o să fac 16 ani, o să vin și eu. Și uitați că am făcut 16 ani și am venit și eu. Zona pe care aș vrea să o reprezint în concurs este zona Telormanului, pentru că acolo am bunicii, acolo am copilărit și simt că zona aia e fix ce trebuie pentru mine și fix ce mi se potrivește mie pe voce. Flori de crin și liliac, s-a dune-ne capul drag, s-a dune-ne capul drag, mă. Trandafir și flori de nalpă, să-mi facă nicuța salpă, să facă nicuța salpă. Și tot nu m-am lecuit, mă. Că dragostea-i păcătoasă.
pleci de acasă, te face să pleci de acasă. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit la Vedeta Populară! Ai spart gheața, iată, în sezonul cu numărul 9. Bine v-am găsit! Ce simți în momentul ăsta, te rog? Multă emoție și multă fericire! Am ajuns în fața dumneavoastră! Să vedem ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog! Totdeauna când vin concurenți din Teleorman, aștept repertoriu profund. Teleorman are un folclor bogat. Ia cântăm un alt cântec pe liber, așa, pe gol, cum se spune. Unde ți arăți vocea? Pot și eu să-ți dau o notă aici. Lele, de când s-a făcut pământul, cu el s-a început iubitul. Este cu totul altceva. Deci v-a plăcut? Mi-a plăcut. Mulțumim. Nicolina, te rog. Mie mi-ai plăcut. Îmi place timbrul tău, care este foarte special, e pe grave, așa, și este e specific zonei din care vii tu. Mi-ai plăcut foarte Mulțumim. Mult. Mulțumim. Cornelia, te rog. Da. Într-adevăr, când ai cântat la liber, după ce ți-a cerut domnul Grigore Leșe, acolo te-am văzut, în Teleorman, acolo te-am localizat, ca să spun așa. Dar mi-a plăcut și prima piesă. Te felicit și ai un costum super. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Bogdan, te rog. Tu știi câteva lucruri despre istoria muzicilor din Teleorman? Nu. Bun. În Teleorman, prin tradiție, au cântat îndeoseb lăutarii, un subgrup al romilor, extraordinar de bine văzut de către populația majoritară și a căror obârșie nu le-a adus niciodată prejudecăți de niciun fel. Sigur, poate o explicație rezidă și în faptul că ei au început să-și adapteze stilul de viață întocmai cu românii. Până în 1948, dacă mie mi-arăți o cântăreață din Teleorman, eu o înghit. Însă, a venit un moment când muzica românilor a fost prefăcută. Ei cântau, prefăceau acele cântece ale românilor, modificându-le sensibil, dar devenind în timp și ale lor. Așa că noi trebuie să avem foarte mare grijă la repere și la ce modele ne alegem ca artiști. Pentru că eu nu mi-aș dori să te văd în costumul ăsta cu o sapă sau un hârleț în spate, cum mai văd în videoclipurile de muzică populară. Pui costum de sărbătoare și mergi la cosit. Își dă seama și un copil de 4 ani că ăla nu e ăla e costum de sărbătoare. Vai, ce bine că ai spus asta! Exact. Te rog să nu te văd cu hârleț, cu coasă sau cu prasă în mână, că n-ai nicio legătură. Vezi, de aia nu mă duc eu nici cu hârlețul, nici cu coasa. Auzi, ia uite-te puțin. Sunt tot timpul costumele gătit. Noastre de ce sunt, bă? De sărbătoare sau de coasă? De zi cu zi. Ale noastre ce, știi ce sunt? Hot couture. Hot ce? Ne vedem puțin mai târziu. Mulțumesc. Mulțumim, frumos. Succes. Vai, da, ce bine că ați zis cu videoclipurile și cu sapa aia, m-a răcorit. Pentru că asta e peste tot. Cred că 80% din imagini sunt în costume... Nu 80, 100%. Bravo, îți ținem pumnii. Tu îi ții? Țin și eu pumnii. Mă, uite așa, uite ce bine să șadem cu o fetiță. Trebuia să avem și noi o fetiță, mă. Of, of! Trebuia să lăsăm fata, că s-a și aia emoții. Păi, yes. Bravo. Du-te de aici, du-te! Ali, Ali, tu Ali, Ali, îmi place cum te-a lita, Ali. Tu Ali, 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 nu? Ce ai făcut, plânge acum, ai nebunit? Păi, era frumos acum să ne aplaudăm și noi fata, să zicem, hai, Alexandra, fata tati, fata mami. Dar ce vrei? Păi nu, acum ce să facem? Noi stăm și urlăm după capre, după găini, după... Lasă-mă, of, că noi avem viață. Toți copiii din sat sunt ai noștri. Ai te... Următorul concurent a crescut cu două pasiuni, muzica populară și calculatorul. Îi place folclorul pentru că, spune el, ceea ce cântă astăzi a trăit cineva în alte vremuri. Are doar 20 de ani. Să-l cunoaștem pe Sebastian Șerban. Pot să spun despre mine că sunt o persoană dornică de cunoaștere. Îmi place foarte mult să fiu deschis către nou și către lucrurile care apar noi, dar totodată am o latură mai conservatoare care stă cu gândul tot timpul la istorie și la bunicii mei, la străbunicii mei, la strămoșii mei. Și latura asta mă face să fiu așa de atras de muzica tradițională. De mic copil am crescut cu două lucruri, cu muzica populară și cu calculatorul. Peste 10 ani mă văd un IT-ist împlinit, și totodată mă văd în continuare interpret de muzică tradițională,
Pentru că în momentul în care lucrezi în IT, am văzut acum cu facultatea, ai nevoie de momente de respiro și de momente în care să ieși din gândirea calculatorului, gândirea aceea secvențială și extraordinar de fixă, ca și de copii mici. Și totodată, încă un lucru foarte important, eu sunt un familist convins și sper că peste 10 ani o să reușesc să fiu alături de familia mea pe care mi-am întemeiat-o la casa mea, așezat liniștit. Hai, hai, da sară pe la vo șase, da ia doina și ia doina măi. Da sară pe la vo șase, da mi-a intrat munteanu în casă. Ai, hai, da-și-o la banii de pe masă, da-i-a doina și-a doina măi. Da-și-o la banii de pe masă, da-și coptila-i frumoasă. La margina pădurii, da-i-a doina și-a doina măi. La margina pădurii, da-i-a că vine și jandarii măi. Păi bună ziua hoților, da-i-a doina și-a doina măi. Da bună ziua hoților, da ziua bună domnilor măi. Ai, hai, da-i-a poftiți și ospătați, da-i-a doina și-a doina mă. I-a poftiți și ospătați, da carne de jiță-l mâncați măi. Ai, hai, da n-am venit să ospătăm, da-i-a doina și-a doina măi. Dacă-am venit să vă legăm, da și pe muntean să-l aflăm măi. Da pe muntean nu li-ți afla, da nici nu li-ți pute lega, măi. Bună seara, Sebi! Bună seara! Bine ai revenit la Vedeta Populară! Bine v-am regăsit! Noi ne-am mai întâlnit în pandemie, ai mai fost la noi și mă bucur că ai revenit. De data asta mai curajos, sper! Da! Într-adevăr. Cu siguranță atât de curajos încât îți tremură ambele mâini. Da. Dragul meu, am auzit de la tine, în declarațiile făcute și alături de colegii mei, că ai dori digitalizarea muzicii tradiționale pentru a fi mai accesibilă. De ce și cum crezi că e posibil lucrul acesta? Păi, vă zic concret. Am dat de scurtă vreme peste arhivele Bela Bartok, care sunt niște arhive din anul 1914, înregistrate pe un, dacă bine țin minte, reportofon din acela cu mezi magnetice. Ei bine, din cauza fonograf fizicii... Fonograf Edison, exact. Așa se cheamă. Cilindru fonograf Edison. Nu bandă, nu exista bandă pe vremea aia. Exact. Și s-au denaturat. Te-ai înhămat la o astfel de lucrare? Da, vă zic sincer că da. Asta înseamnă niște ani de zile, ești conștient? Da. S-auzim. Cornelia, te rog. Sebastian, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut naturalețea cu care ai cântat. Ai fost foarte firesc. Mi-a plăcut ce ai ales să cânti. Te-a pus în valoare. Te felicit. Mulțumim. Bogdan, te rog. Nici nu-ți imaginez cât de tare mă bucur să aud un om din Câmpia Transilvaniei cântând ca un om normal.
Pentru mine este extraordinar. Adică chiar la un moment dat mă înspăimântă când via Transilvaniei că găsesc atât de rar oameni normali, cântând așa ca niște oameni normali. Mie mi-e clar, spre deosebire de alți concurenți pe care i-am văzut, că tu vrei să mergi pe linia asta. Pentru tine contează mai puțin că faci HTML și în timpul liber mai faci și o arhivă digitală de folclor. Eu de oameni ca tine vreau să dau mai des când dau drumul, în rarele dăți adevărat când dau drumul la televizor, mai degrabă aș vrea să văd oameni ca tine decât în specia ailaltă despre care aș vrea să vorbesc mai puțin. Te felicit, dragul. Mulțumim, Niculina. De online zice, nu? Taci. Să-mi descrii ce ai pe cap. Am o pălărie de ficior cu un struț verde pentru că încă bun de însurat, încă nu-ți lua de nimeni. Și în jurul struțului și în jurul pălăriei am o beltiță din mărgele, că trebuie să fie faină ca să mă vadă fetile și să mă placă. Așa pe pălăria, când dai fi la joc, să o pun așa pe o parte și să țuc fetile. Foarte frumos! Are și poveste! Îți mulțumesc din suflet! Minunat! Deci să înțeleg că prin pălăria aceasta te diferențiezi de cei care sunt căsătoriți. Da. Mulțumesc! Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! De foarte multe ori există persoane care spun norocul tău că te-ai născut mai târziu. Că, uite, ai la dispoziție cu totul și cu totul alte posibilități și de natură tehnică și științifică și așa, ca să poți să te dezvolți și așa. Noi avem ghinion că ne-am născut mai devreme. Ha? Nu am eu ghinion că m-am născut mai devreme ca să te cunosc pe tine. Eu zic că fiecare epocă a avut norocul ei. Și epoca lui Bela Bartok, pentru că la vremea aceea era o muncă de pionierat, e adevărat, și foarte grea de asemenea, dar dacă ei n-ar fi existat, noi n-am fi avut astăzi despre ce să povestim, ce să cântați voi, interpreții, și ca atare, fiecare epocă este frumoasă, cu certitudine. În ceea ce privește interpretarea pe care ai dat-o cântecului tău, tu ai gândit acel dialog și s-a văzut acest lucru în interpretarea ta, că ai diferențiat cele două planuri. Te felicit! Bravo! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Să luăm pe rând. Cadența aceasta pe treapta a șasă se întâlnește în Transilvania, Mureș, și în Maramureș întâlnim cadența pe treapta a șasă și atunci ești acoperit. Adică cântecul este foarte bine ales. Ai cântat singur, foarte frumos. Ai avut demnitate. Asta e foarte important pentru un român, să aibă demnitate, domne. Felicitări! Mulțumim! Vă spun încă o dată, tremură și acum. Deci n-a trecut. Comparativ cu ediția trecută, nu mai îmi tremură picioarele. Bă, măcar e, exact, e o evoluție. Mulțumim foarte mult, ne revedem puțin mai târziu. Da. Continuăm prima întâlnire de la vedeta populară din acest sezon cu o olteancă de 16 ani, care vrea să îmbine folclorul cu medicina. Aflăm mai multe despre Amelia Olteanu. Mă numesc Olteanu Amelia Corina Maria, am 16 ani și sunt din Bal, județul Olt. La început am dansat, iar apoi profesoara mea de dansuri populare m-a îndrumat spre canto. De mică m-a atras acest gen, mai mult decât muzica ușoară, ritmul poate, și pentru că bunicii mei ascultau foarte multă muzică populară prin casă și eu am crescut cu bunica la țară și poate și asta m-a influențat. Muzica cred că este un dar de la Dumnezeu și reprezintă o parte din viața mea, fără care mi-ar fi foarte greu să trăiesc. Foaie verde, mai negrețești, măinicuță frumos ești. Ești înalt și-ți stă bine, cum te-ai potrivit cu mine. Ai ochii negri ca mura, frumos ești, pupațiaș gura. Zici că buzele mele parcă sunt unse cu miere. Muzica.
Avem aici o prințesă, ca o păpușă ești. Bine ai venit! Bună seara și bine m-am găsit! Bună seara și bine ai venit! Bunica se uită la televizor? Da, mă urmărește. Ce ți-a spus înainte de a veni la noi? În primul rând a fost la biserică și s-a rugat pentru mine. Și mi-a urat mult succes și mi-a spus că va fi alături de mine mereu. Am înțeles. Bun. Doamna Elize, vă rog. Foarte frumos. Sigur, aceste cântece ritmate plac tuturor pentru că dau o bună dispoziție și este firesc să fie așa. Eu am apreciat la tine faptul că se vede, tu cânți cu bucurie. Te felicit și îți doresc mult succes în carieră. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Da, a fost frumos. Eu râtă, nu-i râtă, arată foarte frumos, așa că, ce să zic, a fost bine. Pa! Mulțumesc frumos! Pa! Așa, că ne era dor! Niculina, te rog! Atenție la inflexiunile pe care le faci, mai mult decât ar trebui, cred eu, pe notele de final, pe notele pe structura muzicală lungă, da? Păstrează curățenia liniei melodice și lasă tehnica asta vocală care uneori strică. Și să-mi spui, tu ai 16 ani, nu trebuie neapărat să porți maramă. Marama o porți după ce te măriți. Dar marama pe cap, așa se pune? Ai întrebat-o vreodată pe mămăița? Nu am întrebat-o. Marama în niciun caz nu se pune în vârful capului, că n-are de ce. Îmi promiți că vorbești cu mămăița și îți arată niște poze vechi cum se purta marama la old? Da. Da? Gata, îți mulțumesc. Bravo. Mulțumim. Cornelia, te rog. Eu cred că Niculina ți-a dat un sfat foarte bun vis-a-vis de a adăuga mult mai mult decât e cazul. Este ca și cum ai îmbrăca o rochie foarte simplă și poți să fii foarte elegantă sau ai lua o rochie pe care pui și pene și pietre și tot ce găsești prin așa și n-ai mai făcut nimic. Cum fă să pui pietre pe rochie? Să pun pietre pe rochie? Da. De care? Bolovan de la râu? Mm-hmm. Diamante. Ești minunată. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Bogdan, te rog. Marea problemă când ești în clasa a noua și cânți asta este că nu mă convingi. Păcate grele, nu păcate rele, pentru că păcate bune eu n-am auzit decât ca metaforă, dar nu mi te pot imagina blestemând un băiat. Nu mi te pot. Cu atât mai mult, sculându-te noaptea din somn plângând. Doamne Dumnezeule, ai plâns vreodată noaptea în somn în spasme după un bărbat? Nu. Iată. Ăsta este motivul pentru care nu-ți șade bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu frumos! Mulțumim! Ne vedem mai târziu! Succes! Mulțumesc și eu! Succes! Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne întoarcem imediat. Vă las acum în compania Orchestrei Ansamblului Folcloric Maria Tănase, dirijor Nicolae Drăghia, manager Niculina Stoican. Domnilor, vă rog, rămâneți cu noi, ne întoarcem! Thank you.
Farmacia inimii Catena. Farmacia inimii Catena. Vedeta populară, au însemnat o decizie importantă. Să o cunoaștem pe Carmen Ocean. Folclorul pentru mine înseamnă foarte mult. Am crescut cu folclorul în casă. Am început să cânt de la vârsta de 6 ani. Am fost descoperită de bunici. Prin intermediul unui grup vocal pe care bunicul l-a inițiat și la care mergeam și eu, se făceau ca și un fel de șezători și se strângeau toți într-un loc și începeau și repetau melodiile de mai de mult. Și zilele următoare eu reproduceam ce cântau ei. Atunci au constatat că am voce și că ar trebui să urmez calea cântecului. Și așa a început viața de folclor pentru mine. M-ai crescut, mamă, cu drag. Margă de lângă tine, nu știu dacă mi-a fi bine. Plângu-mi ochii amândoi. Că plec, mamă, de la voi. Oi, și în lume străinată, fără mamă, fără tată. Oi, în lume străinată, fără mamă, fără tată.
tată. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bogdan, te rog! Mi-a plăcut că ai un glas puternic, ai un glas de munte, ai un glas prezent. M-aș feri să spun mai multe la 17 ani. Îmi place că ai ales o hore. Ce mi-ar fi plăcut mie mai mult ar fi fost să renunț la acel vibrato pe care l-am auzit și care uneori îmi dădea impresia de o cântăreață de bel canto, de o soprană. În rest, pentru 17 ani, mie chiar mi-a plăcut de tine, Carmen, să știi. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Niculina, te rog! Fiecare zonă are particularitățile ei, chiar și de interpretare. Nu trebuie să te învăț eu cum să ai emisia sunetului, ci tu să-ți păstrezi originalitatea zonei din care vii, având grijă să nu devină sunetul nazal. Felicitări! Mulțumim! Mulțumesc. Elise Stan, vă rog! Mie mi-au plăcut foarte multe lucruri la tine. În primul rând, am apreciat că ți-ai ales un cântec care ți-a pus în valoare calitățile vocale și interpretative. Am apreciat fraza muzicală pe care ai condus-o frumos cu o respirație corectă. Am apreciat ambitusul tău. Ai cântat cu lejeritate atât în registrul grav, cât și în registrul acut. Mi-a plăcut că, spre deosebire de alți concurenți, tu ai atenție și la dicție. Și cred că da, ai reușit să transmiți emoție. Asta e lucru cel mai important pentru un interpret. Bravo! Mulțumesc frumos! Grigore Leșe, vă rog! Toate sunt frumoase. Greu de ales! Nu, singurul lucru care nu-i la loc este însuși cântecul. Niciun cântec vechi din Transilvania, din Satul Mare, de unde vrei să-l iei, nu are structura asta, să sară în arpegiu. Re, mi, fa, la, 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 re, gata. Cântecul îmi dă semne că nu-i de acolo, de la mama lui. Cântecul acesta a trecut prin faza jurilor și nimeni n-a sesizat că acest cântec este un cântec convențional. Mă pun în rămășac. Nu ești tu divin aici. Știi cine e divin aici? Școala. Și atunci va trebui tu să te pui la punct cu lucrurile acestea. Încolo așa, costumul, hainele astea ți-l rănești, ești frumușele, tu te-ai îmbrăcat să dai bine, păpucii-ți de măs la joc, tăte-ți cum se cade, e bine. Așa că, ia, pa! Mulțumim! Mulțumesc frumos! Cornelia, te rog! Da, Carmen, mie îmi place foarte mult. Ai o voce foarte curată, cristalină, puternică. Știi să o folosești foarte bine. M-aș bucura foarte tare să urci cât mai sus, pentru că meriți și cu atât mai mult cu cât vin copii din Satul Mare. E destul de rar să avem concurenți din Satul Mare și pentru noi asta e o bucurie. Eu te încurajez. Felicitări! Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Te mai liniști, da? Da. Hai că a fost bine. Da. Auziți de bine. Da. 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 Hai, cu încredere, da, pentru da, mai târziu. Ne vedem puțin mai târziu. Succes! Mulțumesc! După 22 de ani de hălăduit prin lume, următorul concurent s-a întors acasă, în Bucovina, și spune că poate să respire în sfârșit liber. Să aflăm mai multe despre George Lupașcu. Am văzut lumina zilei în Bilca, în județul Suceava, acum vreo 64 de ani de zile în urmă și sunt foarte bucuros că m-am născut în locul ăla, pentru că eu consider că este un titlu de noblețe pentru mine să fiu bucovinean. Mă prezint în fața dumneavoastră după 22 de ani de pribegie și vă spun, n-au fost niște ani ușori, n-au fost niște ani de care să-mi amintesc cu drag. Dar iată că a dat bunul Dumnezeu și m-am întors acasă. Doamna Sofia a venit când am plinit 65 de ani de carieră și a susținut un spectacol la Roma. Și atunci mi-a spus, măi băiete, te-am auzit cântând și îmi place cum cânți și cred că ai putea să faci ceva. Dacă mi-a spus o personalitate de genul doamnei Sofia Vicoveanca lucrurile astea, mi-am spus înseamnă că totuși poate să fie, să iasă ceva din pânura asta, cum se spune pe la noi. Evident că oricine își vrea să devină vedetă populară, nu m-ar supăra nici pe mine.
Lelea floarei supărat, c-o găsit, c-o bata spartă și fanii n-am praștiat. Brânza de șorii șmâncată, o vrut să facă plașinti, azi de ziua lumelinti, ca să n-o grăiască satul, când nu-și grijești bărbatul. Dată tiscu jos în sus, nu mai știu le-o pus, și ne-a grâni supărare din cap până la cișoare. Măi bărbate, măi melinte, când te prinde tu la minte, iute sub cloșcă s-o pui, poate și să facă pui. Tot ai spus că în casa noastră, când te pui ca ta neavoastră, tu ți-ar săpar cu coș, dormi sugar cu creasta-n jos. Și-mi tot via ca să bat, de la crâșma lui Ignat, dar într-o zi mă țin de vorbă și pun mâna pe coșorbă. Așa, așa, pe coșorbă. Măi nevastă, măi florică, lingă aspră, liuri zică, tu tot spui că dai și dai, dar n-ai coadă la vatrai. Dar pun eu mâna odată pe coada de la lopată și te-ai lua la masurat, când pe lung și când pe lat. Nu-ți pui friul la gură, hai să dormi cu vaca-n șură. Și dacă mi-i supăra, aș și vai din celea ta. Așa, da, păi cum altfel? Măi bărbate, ține minte, cum să-ți pun vreo trei cuvinte. Din ai să joci cum îți scânt, dau cu tine de pământ. Mai de capul tău saracu, ți-ai pus boi în jur cu dracu. Și nu știu, mă rog așa, pe unii scoți mânica. Eu îți bune cât îți bune, până-mi trasnești și-mi pună. Dar cumva dacă-mi greșești, vezi dracu-mi străine-mi țești. Eu îți bune cât îți bune, până-mi trasnești și-mi pună. Dar cumva dacă-mi greșești, vezi dracu-mi străine-mi țești. Așa. Apoi așa? Așa. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Vă place la vedeta populară? Of, doamne, ce să vă mai spun? Îs topit. Adică topit? Absolut. Am înțeles că vă scrieți cântecele și text și melodie, e adevărat? Da, pentru că mi-a dat Dumnezeu așa un fel de canal deschis. Și eu de câteodată stau cu dânsul de vorbă și îmi șoptește la oreche. Zice, băi, tu scrii așa, fă așa și eu fac cum spune el, că vorba și aia de Dumnezeu, trebuie să ascultăm tăți. Foarte interesant. Cornelia, te rog. Domnul George, în primul rând vă felicit pentru deschiderea asta pe care o aveți, pentru bucuria de a cânta. Mi-aș dori ca prin prezența dumneavoastră să dați curaj și altor persoane trecute de 50, de 60 de ani, poate chiar de 70, să vină la vedeta populară. Absolut. Pentru că așteptăm cu toată inima. Eu chiar spuneam un lucru. Da. Vedeta populară nu are o vârstă. Aha, ce frumos! Așa, așa, da. Vă felicit. Mulțumim. Vă mulțumim. Mulțumim. Nicurina, te rog. În primul rând, mă bucur să văd că v-ați întors acasă, că v-ați păstrat graiul, că n-ați uitat după cei 20 și ceva de ani și să vă întoarceți să vorbiți. Ciao, amore! Mă bucură cântecul pe care l-ați cântat. Un cântec satiric în care m-am regăsit și eu, e adevărat, cu de-a lungul și de-a latul, cu bătaia de la bunica. Ea spunea. Lelișoară, nu mă asculți când ce-ai luat de-a lungul și de-a latul, nu ți-ar ajunge nici drumul, nici de duș și nici de întors. Felicitări pentru prezență, pentru costum, pentru figura asta a dumneavoastră. Sunteți o apariție. Mulțumim. Elize Stan, vă rog. Iată un cântec satiric foarte reușit. Dacă dumneavoastră ați scris textul, chiar aveți și har. Ce frumos! Și muzica, felicitări! Da. Chiar aveți har. Și ați dovedit că
la orice vârstă poți să devii vedetă. Aveți toată viața înainte. Succes! Mulțumesc! Îmi cer scuze, Iuliana. Aviz celor care își doresc să aibă parte de texte pentru cântecele populare în Bucovina, să fie foarte atenți tinerii, pentru că merg la cei care fac texte din acestea de inimă albastră, de dragoste neîmplinită, de lucruri trăite în timpurile acestea, nu tu mașină, nu tu vilă, nu tu nimic. Am înțeles. Da, bun. Să fii atenți, ca unde să meargă. Bogdan, te rog. Îmi place că aveți o energie pozitivă. Eu sunt mai urâcios așa de felul meu. Aș spune doar că aveți o energie, aș fi spus contagioasă, dar poate reușiți în proba a doua să mă contagiați și pe mine. Am să încerc. Mulțumim, mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Ați cântat satiric, ne-ați cam drăcuit aici, suntem de Paști. Așa, prea mulți draci în cântec. Și atunci, știi ce rugăminte aș avea eu acum? Dacă puteți sau știți, un cântec religios care să se lege de Dumnezeu, de Paști sau de cred, ce vreți. Cred că aș putea încerca asta. Vă rog. Ridică voi ochii mei la ceruri, de unde va veni îndurarea mea. Îndurarea mea de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Da, vedeți, cântecele acestea religioase se leagă de glasuri. Cred că acest segment se potrivește cel mai bine la dumneavoastră și va fi foarte frumos să fiți foarte atent în viitor cum vă alcătuiți repertoriu. Doamne ajută cu sărută și sporește cu iubește. Mulțumim, mulțumim foarte mult și vreau să mergeți cu mine, că vreau să-mi spuneți și mie cum e cu canalul ăla, știți? Să-mi ziceți și mie câteva lucruri despre asta. Pe chestia asta fă și mie o urare de Paște. În grai, ca la grai, Maramu. Adică să grăiesc ca pe la mine. Ca pe la... Ia grăiește. Ca pe Iza. Ia. Am crescut prințesică la oraș. Bine, zi de pe Iza. Am învățat după aceea ea grăi. De pe Iza, nu zi... dipe. Dipă. Da. Dipă Iza. Cum? Dipă Iza. Dipă Iza. Dipă, nu cu dip. Cu dimă. Cu dimă. Hai zi. E femeia bună. A? Dar pe eu ți-o-i dori. Stai un Paște fericit. Și viața să fie frumoasă. Și traiul să-ți fie trai cu toți neamul care l-ai. Au, ce frumos să trăiești 1000 de ani. Ce și tu plăcut. În graiul tău. Ca la mine, la Mehegenți? Da. Măge Paști, să iei pe toți pe lângă cine să nu lipsească unul. Să puni masă mare în obor. Să puni să ai mâncare pe masă, ce care vrei tu, ce beut, ce mâncat. Să ai rachiu, să ai vin. Mă, să ai tot ce vrei tu și e mai bun pe lumea asta. Să când tu ai plecat de la cine de acasă și ce-ai duce, oriunde în lumea asta, numai să natace să-și dea Dumnezeu. Cât e frumos! Hai tu, fată! Hai tu, fată, să ne pupăm! Ce... O, bienvenito, bienvenito, dă-te la o parte că e. Lasă-mă cu bienvenito, spuneți bine ai venit, mă, dacă... Asta am vrut să zic, dar m-a luat italiana, mai... Păi nu, că e italiana, da, și ea piteți, așa, la rând. Da, cum e cu canalul acela? A, păi, știi ceva? Asta e un secret și secretele nu se spun că altfel n-ar ce se vede. A, da? Și de ce? Că noi n-am plătit internetul și mă gândeam că poate cine știe ne... Când nu l-ați plătit, aveți grijă că fiscul știe el ce face. Păi nu, da, mă gândeam, de ce de-aia n-avem noi. Ți-am zis, mă, că eu te-am întrebat, mă, de ce nu mă lovește și pe mine inspirația? Și tu, și da, mi-am dat seama că de fapt nu ne-a închis canalul când am plătit internetul. Semănați cu Sean Connery. Și cu Mastroianni, așa de tot unul de prin Mold Suceava. Deci la care trăit în Italia. Macaroni. Ei, ei, doamne, da.
sunteți foarte... Ați scris o carte de poezii tot de pe canal? Ah, câte cărți am scris, nici nu vă încape o bibliotecă ca să le spuneți, uite câte le-am scris eu. Păi noi le pune, dar nu știu dacă le citim. Le citim. Păi aici că problema, unii, aici unii au bibliotecă deci, și nu știu ce au bibliotecă. O țin din mobil. Da. Eu am citit-o pe toată aia din Alexandria, nu e mai ajunge. Cât să-l capă? A citit-o după ce ars. Vă mulțumim foarte mult. Vă urăm eu succes. Vă mulțumesc. Sunt convins că v-ați simțit bine la noi. Absolut. Ați văzut? Cum se poate? Sunt omul într-un loc de asemenea anvergură și cu oameni asemenea de asemenea oameni. Statură. Valoare și statură. Statură artistică. Ați impresionat juriu. Aveți șanse mari să treceți mai departe. Să dea-i Dumnezeu, să vă audă și el de sus, de pe canal. Doamne ajută! Succes mai departe! Mulțumim frumos! Doamne ajută! Sănătate! Prima probă a luat sfârșit, doamnelor și domnilor. Conform regulamentului, doar 4 dintre concurenți vor merge mai departe. Să invităm în scenă! Dragii mei, vă felicit pentru prima probă. Ați dat tot ce a fost mai bun și să vedem care este decizia juriului. Așadar, unul dintre dumneavoastră va părăsi vedeta populară. Și vom afla acest lucru de la Niculina Stoican. Cea care astă seară ne părăsește este Amelia Olteanu. Amelia Olteanu, ne pare rău. Felicitări celorlalți 4 care merg mai departe pentru proba a doua. Vă doresc succes. Am să te rețin aici în scenă. Pe dumneavoastră vă invit în culise. După cum obișnuim la vedeta populară, vă reamintesc momentul din proba a doua, pregătit de invitații noștri, alături de o vedetă, de un profesor și așa mai departe, este susținut de cel care pleacă după prima probă, de aici, de la vedeta populară. Astă seară, te rog să ne spui tu alături de cine ai ales să pregătești proba a doua și alături de cine ne vei cânta în clipele următoare? Voi cânta alături de doamna Victorița Cică, care mi este de asemenea și profesoară de canto, pe care eu o consider în același timp și a doua mamă. Minunat! Astă seară alături de profesoara ei, doamnelor și domnilor, Victorița Cică! Ceva, dar te rog nu mă certa. Aseară la hor în sat, un voinic la joc m-a luat. Fată, adică îți spun ceva, dar te rog nu mă certa. Aseară la hor în sat, un voinic la joc m-a luat. M-a văzut cum mă uitam și m-a întrebat ce am. Eu i-am spus că n-am nimic, doar mă împiedicai un pic. M-a văzut și m-a întrebat ce am. Eu i-am spus că n-am nimic, doar m-a împiedicat un pic. Fată, lipă, ce-i cu tine? Că la joc începuși bine. Erai cărgin, tu viu, ce ți s-a întâmplat, nu știu. Fată, lipă, ce-i cu tine? Că la joc începuși bine. Erai cărgin, tu viu, ce ți s-a întâmplat, nu știu. Dacă, Ana, ce să-ți spui? Că e data naibii lui. Doar o țâră mi-a zâmbit și s-a pus cu unchii uit. Ce să-ți spui, că e data naibii lui. Doar o țâră mi-a zâmbit și s-a pus cu unchi uit. Din bătrâni am învățat cum se poartă ora în sat. Voinicu-și alege fata de la el din sanul alta. Din bătrâni am învățat cum se
se poartă brațat. Bunicul și alege fata de la el din sanual. Așa m-a ales pe mine un voinic cel făcut bine. Mă prinde și de mijloc, ca așa se poartă la joc. Ține obiceiul, fată, ca așa te vezi măritată. Până atunci vorai întoi să jucăm ca pe la noi. Alături de doamna profesor astă seară, bună seara, mă bucur să vă revăd. Ce îi spuneți în această clipă? A pierdut astă seară, dar cred că a și câștigat. Ea e încă mică, încă nu e coaptă, dar a avut așa o revelație așa de a zice, Doamnă, eu vreau să mă duc, indiferent ce ar fi, că iau, că nu iau, mă duc acolo să văd. Atât de bucuroasă a fost la repetiție și atât de încântată că n-am văzut în viața mea acest copil să-i placă atât de mult. Mă bucur tare mult, asta înseamnă că va reveni, ne promiți, da? Sigur. Doamne ajută, mulțumim profesor și elevă astă seară împreună, mulțumim foarte mult și succes și mulțumiri sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-au ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim foarte mult pentru apa oferită. Farmacia inimii, catena. Sponsori, Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii, catena. Hristos a înviat, doamnelor și domnilor, ne-am întors cu Vedeta Populară, primul episod din sezonul al 9-lea. Avem o premieră absolută, o regulă nouă, care oferă o șansă în plus concurenților care se vor plasa pe locul al 2-lea. Vă reamintesc, prin tragere la sorți, unul dintre ei se va califica în semifinală. Acum vă invit să ne bucurăm împreună de ceea ce ne-au pregătit concurenții pentru proba a doua a concursului. Cei patru rămași în competiție vor cânta în duet alături de artistul preferat, o vedetă, un profesor sau un prieten drag. De fiecare dată, alegerea este exclusiv a lor. Alexandra avea 14 ani atunci când a ascultat pentru prima oară Doina în pădure la Didești. Își amintește și acum emoția pe care a simțit-o. Și nu și-ar fi imaginat că va ajunge să o cânte la Vedeta Populară în concurs. Doamnelor și domnilor, Alexandra Bălăreanu urcă pe scenă alături de Nicușor Iordan. Frunzuliță mere domnești în pădure la Didești, aproape de Dobrotești. Aproape de Dobrotești, într-un fag îmbătrânit, cântă cucurăgușit. Ce ai cu ce-n inimioară, ce grea boală te omoară, orice că vine iarna și nu mai ai ce mânca și rămâi cu ușa goală de-acum până în primăvară. Călătorul
nici de iarnă, nici mâncare. Sufletul rău mă doare, că a venit un vânător. Mi-a mușcat puiul din zbor. Când începuse să zboare, mi l-a rănit frățioare, vânător fi blestemat. Cu cine te-a îndemnat să arză ca să pe tine, cum ardei inima-n mine, vânător fi blestemat. Cu cine te-a îndemnat să arză ca să pe tine, cum ardei inima-n mine. Bună seara, Nicușor! Hristos a înviat! Adevărat a înviat, sărut mâinile și bine v-am regăsit! Bine ai revenit la Vedeta Populară, de această dată alături de o adolescentă, așa, cu foarte multă emoție venită la Vedeta Populară, încântată de tot ce trăiește aici. De ce-ți place? Pentru că i-a pus Bunul Dumnezeu nativitate în glas, i-a pus melisme, aceste melisme specifice Teleormanului. O felicit că numai la 16 anișori poate să cânte atât de frumos. Doamne ajută să fie așa și pe mai departe. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături în această seară. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim și te mai așteptăm la noi, cu drag. Așadar, să vedem ce spune juriul. Elize Stan, vă rog. Acum, la a doua probă, mie mi-a plăcut mai mult decât la prima. Ai avut, într-adevăr, naturalețe în tot ce ai făcut. Pot chiar să spun că mi-ai mângâiat sufletul. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Cornelia! Vis-a-vis de repertoriu, eu nu aș putea să spun foarte mult. Pot doar să spun că am simțit căldura ta, ai cântat cu multă naturalețe. S-a văzut că acum ai avut pe cineva alături și nu ai mai fost doar tu singur acolo în scenă în fața noastră și ai fost mult mai lejeră. A fost un moment care mi-a plăcut. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Dacă intră grupul din orchestră în acompaniament, atunci aici trebuie să fim foarte atenți. Partea asta ritmică mă scoate un pic din trăirile când e vorba de doină. Dar una peste alta a ales bine aici și arată vocea, noi pe ea o ascultăm acum. Și partea asta unde a cântat ea a fost foarte, foarte bine punctată. Asta vreau să spun. Mulțumim foarte mult și succes! Ne vedem mai târziu! Sebastian a obținut dreptul de a cânta melodia următoare pe când avea 7 ani. A mers în culise și cu o voce tremurândă a cerut voie să cânte piesa Zi măi Petre ca la zau. O vor cânta împreună de această dată la Vedeta Populară Sebastian Șerban și Ciprian Istrate. Succes! Hai zi mai Petre ca la zau, alai, alai, alai. Au câteți banii mei ți-i dau, alai, alai, alai. Pe cântăm rar ca pe câmpie, că ți-o-i dată ce vrei ție, că ți-o-i dată ce vrei ție, ai, alai, alai. Oi, de la zau la Iusticeu, ce tieraș lui cam eu, mă! Petre are cușul tău, alai, alai, la, la. El m-a scos din făgădău, alai, alai, la, la. Să mă duc la joc în sat, să joc cu cine-mi-i drag, să joc cu cine-mi-i drag, măi, ai, la, la, ai, la. Păi să mă duc la joc în sat, să joc cu cine-mi-i drag, ce te lași, cum îți spui, alai, alai, alai. E n-o
pot spui ce eram cui, alai, alai, alai. Te cântăm rar ca pe câmpie, cât s-o-i dat de ce vrei ție, cât s-o-i dat de ce vrei ție, ai, alai, alai. Păi îți dau bani, îți dau avere, numai să-mi vinzi pe plăcere, numai să-mi vinzi pe plăcere, ai, alai, alai. Bună seara, Ciprian! Bună seara! Bună bine seara și bine venit. V-am regăsit! Dați-mi voie să spun tuturor bună seara și să-mi exprim un gând de mulțumire, de încântare și de mare, mare bucurie că sunt din nou aici alături de dumneavoastră, alături de minunatul dumneavoastră public și de acest juriu care este nu competent, ci extraordinar de competent. Hristos a înviat, înainte adevărat de toate. Bine ai revenit. Ce ne spui despre el? De ce îți place? Este un ardelean cu suflet curat, blând, bine crescut din punctul meu de vedere. Eu cred că este un pas și este evident că este un pas înainte. Asta au văzut și jurații, de asta se află în a doua etapă acestui concurs. Îi doresc din toată inima sănătate. Mult, mult succes de aici înainte. Este dificilă această scenă, dragul meu Sebi. Nu numai asta, toate din această țară. Dar dacă ți-o asumi, o meriți. Mulțumim foarte mult, Ciprian Istrate, pentru că ai fost alături în această seară. Cu mare drag. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Să auzim ce spune juriul. Niculina, te rog. Frumos, mi-a plăcut ritmul, felul în care s-au armonizat vocile, cum a sunat orchestra de olteni la Mureșe. Frumos, frumos. Felicitări. Mi-a plăcut mult, mult. Mulțumesc. Elize Stan, vă rog. Eu sunt sigură că tu vei face, categoric, IT-ul este la modă în ziua de astăzi, știm cu toții, dar eu sunt sigură că tu ai culoar deschis și pe scena muzicii populare românești, pentru că ai toate aturile necesare. De aceea eu nu pot să-ți doresc decât succes. Această probă a fost la fel de bună ca și prima. Mulțumim! Bogdan! Mi-a plăcut cum ai cântat, mi-a plăcut, n-am să mă leg de cântec, pentru că mi-a plăcut cum ai cântat, mi-a plăcut foarte mult prezența ta, felul în care ai intonat și felul în care ai stat pe scenă. Ai reușit să ai o poziție reținută, n-ai făcut circ, dar în același timp nu ai fost plictisitor. Să știi că asta este un mare dar și asta este o chestie pe care sunt puțini oameni care reușesc să o stăpânească. Altminter, la repertoriu ai o viață întreagă în care să umbli dacă vei vrea să faci chestia asta. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Niciodată eu n-am înțeles timbrurile acestea din Ardeal. M-am gândit așa, la Felicean Fărcașu. Și atunci, în funcție de Felicean Fărcașu, oamenii au început să se apropie de timbrul lui. Dar să nu uităm că Felicean Fărcașu a fost preot. E un cântec de joc, o și spus, cântec de joc. Nu se cântă, nu cântă oamenii așa. Adică țăranii cântă într-un fel. Când te duci, trebuie să strângi pe acolo, pe câmp. Adevărat, noi știm că țăranul nu cântă așa, da. Dar au existat artiști mari, nume celebre, da, în muzica populară românească, care au cântat, cum ziceam noi, specialiștii, domnește. Asta odată. Și doi, aș vrea să spun, tu ai dreptate, Grigore, și susțin în totul ce ai spus despre cântecul de joc. Dar trebuie spus că înainte la țară, la joc, nu se cânta vocal. Era doar instrumental. Da. Deci nu existau cântece de joc. Iuliana. Să revenim la concurentul nostru, ca să înțeleagă. Este condamnabil că interpreții au pus texte pe cântecele. Perfect. Ritmate, exact. Texte și texte făcute de alții. Bun, ai înțeles, dragul nostru, deci a fost bine la tine, stai liniștit. Că era derutat un pic. Nu e adevărat. Mulțumim. Pe unde vrei tu? Pe unde dorești? A zis că a rămas derutat oricum. Pe firesc, până la urmă. Carmen își consideră partenera de duet din această seară ca pe o soră mai mare, pe care o admire și căreia este recunoscătoare pentru că îi este alături. Vor urca împreună pe scenă Carmen Oșian și Georgiana Marina. Danța e sta și badea cu ceatăra, țucuiul.
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine ați venit. Astă seară alături de această minunată prințesă, cum îmi place mie să le spun. De ce credeți că își are locul pe scenă? Carmen este o fată foarte talentată, foarte ambițioasă și mă bucur că, iată, zona Codrului are copii talentați. Felicitări și mulțumim pentru că ați venit să o susțineți în această seară. Și eu vă mulțumesc și mult succes. Mulțumim, mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Să auzim ce spune juriul. Cornelia, te rog. Ați fost tare frumoase împreună, potrivite, glasurile vi s-au potrivit, piesa a fost foarte frumoasă, felicitări orchestrei pentru că a sunat totul foarte bine. Mi-ar plăcea un pic, Carmen, să fii un pic mai drăcoasă așa, să ai, uite, ai văzut-o pe Georgiana, a fost un zâmbet larg, un zâmbet deschis. Așa trebuie să fii la scenă, nu trebuie să-ți fie frică de scenă, da? Da. A fost mulțumesc un moment foarte frumos. Mulțumim. Bogdan, te rog. Sigur, sunt multe lucruri de povestit. Voi ați cântat un început de dans, ăsta l-am auzit la Stâna de Codru, dansul, e și un dans mic, e și un dans mare. Muzicile astea veneau într-o ambianță mixtă cultural. Se făcea tanțhazul, fata jocului de regulă era româncă sau unguroaică sau putea să fie și evreică. Instrumentiștii trebuiau să cânte și ungurește și românește și sigur, lucrurile s-au amestecat. Regiunea nord-vestul Transilvaniei a fost o regiune profund disputată politic, astfel încât am ajuns la aceste cântece în care să cântăm scuturatul. Scuturatul e un joc care se aude și în Chioar, se aude și în Codru. În schimb, când te văd așa ingenuă la 17 ani și zâmbind atât de larg cu mâinile perpetu frământându-ți-le, nu prea pot să mai fac alte comentarii, așadar o să-ți doresc mult succes. Mulțumesc frumos! Mulțumim, mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Voi chiar ați prezentat un moment artistic plăcut și în momentele în care ați cântat împreună, chiar ați realizat un unison perfect. Te felicit! Mulțumim! Niculina, te rog!
Da, ești frumoasă, ai un soi de noblețe așa în toată frământarea asta pe care o ai tu și melancolia asta, pentru că nu ești deloc vulcanică, nu ești deloc... Este o frumusețe a ta pe care va trebui să știi să o pui în evidență, să o vinzi. Pentru că pe lângă glas, prezența întotdeauna e cea care atrage. Ce vezi după aceea este ce auzi. Ai tot ce-ți trebuie ca să reușești. Ca atare, îți doresc din suflet succes. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! A venit la prima probă și a cântat un cântec convențional. Și a venit cu acest joc. Frumos! Hai să râdem! Dăm bine! Când în jurul nostru sunt lucruri drăcești. Noi trebuie să-L invocăm pe Dumnezeu și cântecele acestea trebuie să fie icoane. Bun, deci aceste cântece de joc, da? Da. Pe care s-a pus text, da, și glas. Vezi că am multe. Toată ziua numai așa cântăm. Ce se întâmplă cu ele? Ce propui? Eu știi ce propun? Să le cânte ei acolo când se adună ei privat. Să cânte ce vreau ei. Noi aici suntem unde dăm tonul la o emisiune unde vrem să aducem lucruri profunde din această muzică românească. Eu nu mă refer în general așa, dar cântece de astea care se văd de la o poștă că-s făcute. Am înțeles. Deci grijă la repertoriu. Da. De fapt, ăsta este mesajul pentru tine. Mulțumim foarte mult! Succes! Ne vedem la proba a treia. Mulțumesc și eu. Este un cântec care te și pune în valoare? Că, până la urmă, ce spune aici? Trebuie să fie lucruri profunde. Eu mă duc la Grigoraș și îi spun că am treabă, trebuie să plec, dacă e să întrebe de mine, să îi spui că m-am dus să pregătesc niște praz. Te duci pe o floare nebunit? Că știu că am puțină treabă. Tu vezi de concurență aici. Că păi e... și ce, mă las singur? Te las singur, ai treabă. Vezi să nu mă faci naiba de râs. Vezi că te-ntorci? Mă, tu vezi că ești în direct, toată lumea se uită la tine, se uită satul, se uită țugulan. Vrei să te faci de râs? Avi! Eu mă laud cu tine că ești deștept. Arată măcar acum că nu vorbesc prostii și că nu mint satul. Bine, vă, bine. Hai, du-te, lasă-mă, că am treabă. Hai, te pup, pa! Tu știi cum se poartă pășita pe dorobanți? Nu. Păi, ci că nu se poartă așa. Da, cum? Păi, că se poartă așa. Oh, da, de ce ești? Că probabil că te doare burta, nu știu ce să zic. De la nemâncată. Și că se de la apă. Apă pe burta goală. Noi mâncăm apă plată cu lămâie. Ascultă-mă, am fost la detoxifiere, că înțelegi? Nu? Și bărbatul meu zice, cine în lumea asta a mai făcut ce ai făcut tu? Ce? În loc să mă duci pe bogăție să mănânc... Abundență. Da, m-ai dus la și ai pe o grămadă de bani pe sărăcie și pe foame. Cine a mai pomenit așa ceva? Zic, cum apără? Păi și da, uite, mă duc ăștia, mă duc jos și mi-e foame și mie. E și zic, nu ți se pare. De ovă, de ovă, de orz, de ce-i da? Zicea, mi-e foame, nu ți se pare, ție sete. Ia și bea. Și dădeam niște apă, niște shake-uri din alea. Vai. Nu mă averzi. Nu, dar e bine. Asta e un lucru bun. Nu, doar aș mai face a doua oră, crede-mă. Greu, nu? Ai bine. Eu l-am făcut. Am fost tentată la un moment dat. Mie, am fost așa să ne amuzăm. Asta tot mai bine cu masa noastră de Paști. Nu, vezi? Corect. Cum ziserăm noi două. Vrei să știi cum plec de acasă? Când plec de acasă? Haide, bine. Cu ceartă. Tati supărat că nu luăm de acasă să aducem, mă rog, multe, așa. Mami supărată pe cealaltă parte că nu luăm să-și mai golească și ea din lada frigorifică, din găini, scape din ouă, din toate alea, știi? Când era în Italia, îi asculta toate piesele care îl ajutau să se simtă mai aproape de Bucovina natală. În această seară cântă împreună în duet George Lupașcu și Călin Brăteanu. Și hai la bardea să te joace. Hai da-n poltă de dragă, că-tă lumea să ne vadă. Ilenuță scumpă floare, te-aș pune la chivotoare. Și tine unde te-aș lumla, cu tine m-aș purta. Și cu ochile îndrazneață, și vin în lava te-am brață. Și vin în lava te-am brață, iată așa, așa, așa. Să mai șuguim o leacă, dorul din noi să s-atreacă, dorul să ne să petreacă, ia ca așa, așa, așa. O ținim între capul drept, că tare de mult aștept.
drept se distre un chic la che. Hai mândre să ne iubim, la luat să ne gândim, că avem doi bătrâni acasă, ne-am luat, dar nu ne lasă. Hai mândruțe să fugim, pii din jos, pii țintirim, că ești un băț bălinț, pune-ne pii și fugiți. Ne-a cu nuna și pii noi, ca pii și cu șase boi, ca pii și cu șase boi, ia ca așa, așa, așa. Cât din dă capiți putere și ne-o faci și noi avere. Omul ăsta chiar îmi place! Și noi avere. Nu e bine, așa, așa, așa. Da, mă rog. Joacă polca mândră, hei! Și te uită în ochii mei cu catalați necăi. Hai, ha! Unde mai bază-ți deși să-ți-i voi să n-ai moșii? Ardâna ne streșâna, om frumos fără păcat. Unde-i mai bazuse și să-ți-i voi să n-ai moșii? Ardâna fără brocheli, om frumos fără greșeli. Ziceți mâlii frumoase, mi-i faci lumină în casă, mi-i faci lumină în casă, ia ca așa, așa, așa. Speli să păcatili și-apoi mândră om trai, și-apoi mândră om trai, ia ca așa, așa, așa. Te-a dat bunul Dumnezeu, își-a iubit și a mie. Hristos a înviat, domnule. Adevărat a înviat. Adevărat. Bine ați venit, bine ați revenit, de fapt, la Vedeta Populară. Ce sfat îi dăm domnului Lupașcu? Indiferent ce ar face, să trăiască frumos după chipul și asemănarea domniei sale, pentru că dacă ne uităm la el, cei de acasă, îl văd pe regretatul Aurel Tudose și a fost mare bucurie pentru mine să pot să fiu lângă un gospodar care nu și-a uitat și nu și-a trădat niciodată neamul. Deci sport să cânte bun cu bucurie în continuare. Mulțumim, dragoste, foarte mult pentru că i-ați fost alături și mă bucur că ne-am revăzut în această seară la Vedeta Populară. Vă mulțumim. Să auzim ce spune juriul. Niculina, te rog. Da, îmi place nonșalanța cu care tratați tot ce este în jurul dumneavoastră, faptul că nu vă pune nimic în încurcătură. Și dacă uitați textul, și dacă nu intrați la timp, și dacă la dumneavoastră totul curge și vine așa cum considerați dumneavoastră că trebuie să vină. Deci este clar că dumneavoastră v-ați prezentat aici de dragul de a trăi o experiență și nu neapărat din dorința de a câștiga mai mult decât această experiență frumoasă și vă felicit din tot sufletul. Mulțumim! Mulțumesc. Mulțumim, Cornelia! Pe mine mă bucură, nespus, dragul dumneavoastră de a cânta și faptul că vă bucurați de fiecare clipă și de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Și asta e extraordinar. Mulțumim, Bogdan. Eu o mică pretenție am acum că am aflat că sunteți din Bilca. Mărturisesc, am petrecut o săptămână minunată în Bilca, am cunoscut-o, am stat acasă la Felicia Cuciureanu, da. Una din fetele de la Bilca, copcilele de la Calafindești, sunt o leacă mai încolo în județul Suceava. Da. Acolo am întâlnit niște femei foarte puternice care cântau niște doine pe care nu le-am auzit niciodată în viața mea, nici măcar în colecții nu le-am găsit, cu niște texte extraordinare, chiar în Bilca, în comuna Bilca. Sigur, și tonusul ăsta despre care s-a vorbit al dumneavoastră este minunat, însă eu când mă gândesc la Bilca, eu mă gândesc la Felicia Cuciureanu și la soțul ei care stătea lângă ea și de fiecare dată când o auzea cântând, se întorcea la mine și zicea: auziți, domnul Simion, cum cântă. Și prefer să rămân cu imaginea aia în cap, dacă nu vă supărați pe mine. Mulțumim foarte mult! A fost un moment bun, așa că vă doresc succes la proba a treia. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumiri, Oșan, pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Farmacia inimii, Catena. Farmacia inimii, Catena.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la proba a treia. Cum era proverbul românesc cu buturuga mică și carul mare? Cam așa este și proba a treia de la Vedeta Populară. Vă reamintesc regulile. Cei patru jurați artiști vor interpreta o melodie mai puțin cunoscută, pe care concurentul trebuie să o fredoneze cât mai bine. Sorții vor decide cine-i pică fiecăruia. Să invităm în scenă pe concurenți. Dragii mei, sper că sunteți pregătiți pentru proba de foc, cum spunem noi aici la Vedeta Populară. Veți asculta un cântec, un fragment, pe care trebuie să-l redați corespunzător. Și nu uitați, aveți dreptul de a solicita o singură repetiție. Succes! Vă rog, Alexandra? Cred că aș vrea să-mi pice doamna Niculina. Pentru că mi se pare că are stilul mai apropiat de mine. Adică aș putea să-l interpretez mai bine. Aș spera ori la domnul Leșe, ori la doamna Rednic, deoarece mi se pare că ar fi mai în regulă pentru mine și ca și structură muzicală, și ca și frazare și cuvinte, ei fiind dintr-o zonă apropiată zonei mele, nu atât de diferită în comparație cu zona din sud. Domnul Grigore Leșe, cred că mi-ar da puține bătăi de cap, dar sper să fie bine. Chiar dacă o să fie el, o să încerc să mă concentrez maxim și să fie bine. Pot să prind momentul de grație și să depășesc proba cu bine sau să mă fac de râs. Sunt două variante. Aș prefera pe prima, dar nu este inevitabilă nici a doua. Să vedem ce scrie pe biletul tău. Grigore Leșe. Bun. Domnule Leșe, vă rog. Mândru se vede de lună se cheamă cântecul, transcris de Elisabeta Moldoveanu Nestor, de la o țărancă de 65 de ani în 1935. Mândru se vede de lună la omul cu voie bună. Mândru se vede de lună la omul cu voie bună. Mulțumim și să vedem ce scrie pe biletul lui Sebastian. Cornelia Rednic. Astăzi lângă voi s-adună cântecul și voia bună, că de un an ne sămălim, măi, cum în față ne întâlnim, măi. Astăzi lângă voi s-adună cântecul și voia bună, cum o fasă să mălim, măi, și bine să ne întâlnim, măi. Bravo! Mulțumesc! Bravo! A fost proba a treia pentru Sebastian. Bravo. Și mergem mai departe la Carmen. Bogdan Mihai Simion. Carmen, eu am hotărât sezonul ăsta să dau toate cântecele la proba a treia din repertoriul Mariei Tănase. Sărim de primele două discuri, că sunt cu slow fox-uri și cu rumbe, nu intrăm, și intrăm la primul disc de muzică populară, DR-164 din 1936. Cântecelul Când m-am dus la însurat. E bărbătesc, dar l-a cântat Maria Tănase, e al nostru. Când m-am dus la însurat, când m-am dus la însurat, tare rău m-am îmbătat, tare rău m-am îmbătat. Puteți să mai repetați o dată? Bineînțeles. Când m-am dus la însurat,
Când m-am dus la însurat, tare rău m-am îmbătat, tare rău m-am îmbătat. Când m-am dus la însurat, când m-am dus la însurat, tare rău m-am îmbătat, tare rău m-am îmbătat. Mulțumesc! Mulțumim! A fost proba a treia pentru Carmen. Și mergem mai departe la domnul Lupașcu, ce scrie pe biletul dumneavoastră. Niculina Stoican. Una dintre edițiile, iată, în care am avut toți jurații. Eu am să vă predonez un cântec din repertoriul Angelicăi Stoican. Pentru noi, pentru mehedinți, este definiția noastră. Așa e, corect. Vino, Neiculiță-n coașe, să ce joc cum mie mi place, cum jucamu ma bătrână, gesculță pe batatură. Vino, mândruliță-n coașe, rai, 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 ra, rai, ra, ra, ta, rai, rai, ra, ta, rai, rai, ra, ta, rai, 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 ra, rai, ra, ra. Mulțumim! A fost proba a treia pentru domnul Lupașcu. Și aici se încheie concursul pentru dumneavoastră. Vă doresc succes și să câștige cel mai bun. Juriul este invitat să delibereze. Nu pot să neg faptul că nu mi-aș dori să mă văd în semifinală și că nu-mi imaginez undeva în colțișorul minții mele cum ar fi să câștig această ediție și să ajung în semifinală. Eu sper că da, i-am convins, mai ales că doamna Elise a spus că am îngheiat-o pe inimă. Dar, nu știu, să vedem dacă o să trec. Vom afla care este clasamentul acestei seri și am să încep cu Elise Stan. Vă rog să ne spuneți cine ocupă locul 4. Este copleșitor să te afli într-un asemenea studio pentru prima dată. Singurul concurent care s-a aflat a doua oară a fost Șerban. Așa încât este normal că unii au obținut un punctaj mai mic. Așadar, în premieră absolută, s-a întâmplat ca în această ediție să plece din emisiune doi deodată, pentru că au ieșit la aceeași medie. Carmen Oșian și George Lupașcu. Carmen Oșian și George Lupașcu pleacă de la vedeta populară cu foarte multă experiență. Iar în privința domnului Lupașcu aș spune cu foarte multă bucurie. Pentru că vreau să cred a fost o bucurie participarea dumneavoastră aici cu tot ceea ce ați trăit de la repetiții și până în această clipă. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la noi. Aici se cere perfecțiune, aici vin vârfurile, cum s-ar spune, să se întreacă. O mică scăpare e totuși o scăpare, ca la patinaj. Când cazi, poți să faci celelalte figuri cât de bine și cât de frumos. Dar dacă ai căzut, ești puntat. Așa și la mine s-a întâmplat problema asta și m-am simțit enorm de rău. Așadar, vom afla cine este câștigătorul din această seară de la Bogdan Mihai Simion. Marele avantaj al vostru e că aveți 17, respectiv 20 de ani și atunci aș zice că nu e nimic pierdut. Câștigătorul este... Sebastian Șerban.
Sebastian Șerban câștigă prima ediție din sezonul al nouălea. Mergi direct în semifinală, dragul meu. Felicitări! Iar aici avem o domnișoară căreia îi se oferă încă o șansă. Draga mea, ai ocupat locul al doilea și așa cum am anunțat la începutul emisiunii din această seară, ai șansa de a merge mai departe. În ediția a șaptea vom extrage dintr-un bol cele 7 nume cu ocupanții locului 2. Așadar, pentru tine, concursul nu se termină în această seară, mai ai o șansă. Felicitări, Sebastian, încă o dată. Uite că a doua oară a fost cu noroc pentru Sebastian. Mulțumiri speciale sponsorului principal, Catena Farmacia Inimii, care oferă și marele premiu de 100.000 de lei. Sărbători liniștite în familie vă dorim din toată inima, de aici, de la Vedeta Populară, și ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră pe TVR1. Pentru că, duminică seară, din nou, toată România e populară! Rămâneți cu bine! Nu contează vârsta deloc. Ce mai stai? Scena te vrea. Ai lumea la picioare. Inimii